Nu doar COVID-ul ucide, alcoolul e ucigașul tăcut. Anul trecut aproape 750.000 de oameni au murit de cancer provocat de alcool. Cel mai recent studiu făcut de Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului spune că 4% din cazurile de cancer sunt provocate sau agravate de consumul de alcool. Consumul excesiv e vinovat de 86% din cazuri, însă 14% din cazuri, adică 100.000 de persoane, au căzut victime deși consumau alcool puțin sau moderat, cel mult 2 pahare pe zi. Pe țări, Mongolia este țara cu cele mai multe cazuri, 10%. Țările cu nivel înalt de civilizație și cu un grad ridicat de cancer provocat de alcool sunt Franța, 5%, Marea Britanie și Germania, 4% fiecare, America are 3%. Țara cu cele mai puține cazuri e Kuwait, procentul e practic 0%, doar 5 pacienți din totalul celor 750.000 de oameni din lume. Kuwait e țara musulmană unde este interzis consumul de alcool. Și cu cine putem vorbi, dacă nu cu invitatul nostru în această seară, Radu Lupescu, medic român în Franța, mai ales că vorbeam despre procentul celor care au murit din cauza alcoolului de cancer și spuneai provocat de alcool și Franța, da, și Franța e 4%. Destul de 5 destul de sus în acest top. Sunt o grămadă de studii, domnule doctor, că e bine să bei un pahar de vin roșu pe zi, că nu e bine să bei, cum bem, cât bem, cum bem smart și cât avem nevoie și de zile alcohol free. E clar, consumul trebuie să fie destul de mic și nu e bine să bem în fiecare zi alcool, asta este clar, și trebuie să fie în cantități mici. Acum, bineînțeles, este și un alcool festiv, social, să spunem, și deci când suntem cu prieteni în vacanță, la mai departe, se bea mai mult, dar trebuie organizate, bineînțeles, zile fără alcool. Da, și a fost un studiu, dacă nu mă înșel, în 2018, în Lancet, care spunea că 2,8 milioane de oameni mor în fiecare an din cauza alcoolului sau consecințelor alcoolului. Deci aici este vorba și de accidente și de automutilare și de alte boli, nu numai cancer. Dar vedeți, este foarte, foarte mult. Este o problemă mai mult bărbătească. Practic, bărbații beau dublu alcool decât femeile. O problemă importantă la în țară, dacă ne referim la raportul de țară făcut de OCDE în 2019, jumătate din decesele în România sunt evitabile, sunt datorate obiceiurilor. Deci alcool, fumat și faptul că nu mâncăm corect, adică obezitate și la mai departe. Deci este o mare problemă și cred că trebuie să fim moderați ca în toate. Deci nu trebuie să nu mai bem alcool deloc, dar trebuie să fim moderați și mai ales la cei tineri unde obiceiul de a bea foarte mult, deci binge drinking, cum se numește, deci oamenii se îmbată și atunci sunt consecințe, bineînțeles, mult mai importante.